arată asistență, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați spectatori, stimați omagiați aceste zile. Primăria municipiului Chișinău celebrează astăzi Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ. Celor care dăruiesc cunoștințe, energie, dragoste, celor care știu să se dăruiască indiferent de anotimp, indiferent de ani, este consacrată această festivitate. Hai să cântăm despre iubiți învățători, nu? Cântați cu noi! Trec anii și noi ne trecem prin ani, dar chipul bunilor dascăli rămâne în suflet ca o luminoasă amintire de copilărie și de adolescență. Refrenul. Graiul vostru este veșnic viu. Pe aripi de gând vă scriu de atâtea ori scrisori. Iubiți învățători! Cine de fapt este învățătorul? El este omul fără de care viața noastră este lipsită de conținut. Învățătorul, profesorul, dascălul este omul care ne edifică personalitatea. Omagii celor care poartă în inimi dragoste sinceră și cunoștințe profunde, din care oferă celor din jur, necondiționat. Stimați pedagogi, astăzi, în zi de sărbătoare pentru dumneavoastră, dar și pentru noi, elevii dumneavoastră, au venit
să vă salute de aici, din scenă. A, uitați-vă ce frumusețe, de dați-le vă rog aplauze, ce frumusețe de elevi. Elevii liceului Mihai Viteazu, director Nelly Berezovski. Elevii liceului Alexandru cel Bun, director Tatiana Nagnibeda Tverdohleb. Elevii liceului Iulia Hajdeu, director Emilia Slavenski. Elevii liceului Natalia Gheorghiu, director Ludmila Tatarciuc. Elevii liceului Ion Creangă, director Corneliu Solomon. Dragi profesori, stimați dascăli, pentru simplul fapt că existați, le spunem vă iubim de trei ori. Trei, patru. Vă! Și încă o dată! Și încă o dată! Ce faceți dumneavoastră cu atâta dragoste? Ia să vedem. Onorat asistent, să salutăm prezența cadrelor didactice municipale, dar și prezența cadrelor didactice din țară și prezența celor care ne urmăresc acum online. Haideți să-i aplaudăm pe toți! Alături de profesori astăzi, de ziua lor profesională, este prezent în sală și domnul primar general al municipiului Chișinău, domnul Ion Cevan. În continuare, cu un mesaj de salut, îl invităm în scenă pe domnul Andrei Păvăloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Domnul Păvăloi, vă așteptăm. Tuturor. Sincer, atât de multă lume și frumoasă nu am mai văzut niciodată. Și, sincer, am făcut un discurs aici, vă pot arata. L-am creat cumva cu mintea, dar văzând atâta lume frumoasă, zic că este mai bine să vorbesc nu așa, dar cu inima, fiindcă meritați din plin acest lucru. Așa că am să ascund acest discurs. Și astăzi, stimați colegi, dragi colegi, vreau să vă zic că este o chestie foarte bună Facebook-ul. Acum 3 ani îmi aduce aminte dimineața că am avut la fel o sărbătoare frumoasă în pandemie cu puțini dintre voi. Și era cumva o îngrijorare pentru noi tot ce se întâmpla, dar împreună cu eforturi comune, am reușit să facem lucruri mărețe. Am reușit să trecem peste acea pandemie și să fim alături de copiii noștri, alături de elevii noștri care aveau absolut necesar această comunicare. Și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Împreună am reușit să trecem peste alte dificultăți care ne-au fost în cale în ultimii 3 ani de zile. Și astăzi vreau să vă mulțumesc absolut tuturor. Absolut tuturor celor care țineți flacăra aprinsă acolo în instituție. Începând cu directorul școlii, grădiniței, centrului extrașcolar sau școlii sportive. Cadrelor didactice. Personalului auxiliar, fiindcă și fără ei lucrurile într-o instituție nu merg întotdeauna așa cum ar trebui să meargă. Ori toți noi, cei care zi de zi venim la școală, venim la grădiniță, depunem eforturi pentru a fi alături de discipulii noștri, pentru a-i educa prin exemplul propriu și pentru a-i face să înțeleagă că doar prin muncă, efort,
poți obține ceva în viață. Iar dumneavoastră, dragi colegi, vă reușește de minune acest lucru. Astăzi avem aici alături de noi și reprezentanții ai părinților instituțiilor educaționale. Și am zis că este bine să vină și ei la sărbătoarea noastră, fiindcă doar împreună putem face lucrurile frumoase. Doar împreună putem educa o generație de care să ne mândrim. Doar împreună putem reuși să schimbăm vieți și sorți de oameni. Și sunt sigur de faptul că acest lucru ne va reuși în continuare. Vreau să vă mulțumesc, colegi, pentru faptul că mențineți vie flacăra în instituțiile de învățământ. Reușiți zi de zi să aduceți acea flacără la un nou nivel. Să vă ardeți dumneavoastră profesional pentru a da căldură copiilor, pentru a da căldură elevilor și pentru a reuși să creați destine. Vreau să vă zic că sunt recunoscător și sunt plin de emoții și mândru pentru toți cei care activează în instituțiile municipiului Chișinău. Fiindcă dumneavoastră sunteți cei mai buni și din țară și de peste hotare. Și eu mă mândresc cu voi, eu mă mândresc cu noi. Să avem parte de o sărbătoare în continuare deosebită și cu siguranță așa va fi. Eu vreau să vă urez doar sănătate și la mulți ani tuturor! Mulțumim frumos! Rămâneți, vă rog, cu noi în scenă. Aici? Unde-s elevii de la liceul Alexandru Ioan Cuza? Dați-le, vă rog, aplauze! A fost greșeala mea, este adevărat. Profesorii știu ce înseamnă atunci când elevii greșesc. Îi încurajează. Vă rog să încurajați pe toți elevii care greșesc măcar o dată în viață. Dăm start acum ceremoniei de premiere. Concursul Municipal Pedagogul Anului 2023. Și atenție! Pentru a amâna premiile avem nevoie, eu am nevoie cel puțin de ajutor. Noi avem nevoie de ajutor. Să vină ajutorul meu în scenă! Întâlnirați-vă aplauze! Copiii de la grădinița crește 215. Mărfișor! Director Veronica Cosmician. Aplauze, aplauze, aplaudați-i! Elin, ca păsărele, ca avioanele, ca frunzele care cad în plină toamnă. Ai făcuța la loc? Făcuța, făcuța! Mergem, 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 mergem! Iar noi aplaudăm. Bravo! Avem făcuța la locuri, să vedem ceilalți! Și pe ei trebuie cu aplauze. Bravo! Aplaudați, vă rog, energia asta de bolnavă. Gata, destul, destul, hai, alu, 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 frumusea! Aplauze! Iată și ceilalți ajutorii mei își ocupă locurile lor în scenă. E semn că putem începe. Doamnelor și domnilor, nominalizarea Educatorul Anului. Pentru numărarea premiilor la această categorie inclusiv, la Pedagogul Anului 2023, la general, o invităm în scenă pe doamna Angela Putasevici, viceprimarul municipiului Chișinău. Cu aplauze. Bravo!
și îl invităm în scenă pe domnul primar general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ciobat. Profesională a cadrului didactic sau angajaților din sistemul educațional este venită anume pentru a da semnal comunității despre rolul cadrului didactic, despre importanța angajaților a tuturor în dezvoltarea comunității. Iată de ce și astăzi, de fapt, suntem aici ca împreună să spunem că suntem o putere, că împreună putem și facem ca societatea noastră, comunitatea noastră chișinăuiană să prospere. La mulți ani, multe realizări și bucuria muncii împlinite. Mulțumim, doamnă Căsăriș. Doamne primar, vă rog. Mulțumesc mult, doamna viceprimar. În primul rând, bună ziua și bine m-am găsit în acest anfiteatru mare, în spațiu liber, în municipiul Chișinău. Copii, știți cine e fața dumneavoastră? Cine sunt? Învățătorii noștri, da? Haideți să-i aplaudăm așa frumos, ca ei să audă, să le spunem mulțumesc! Mai facem un efort să încercăm să le spunem mulțumesc. Ați mâncat dimineață? Ia hai să împreună. Mulțumesc! Și încă o dată! Încă o dată! Și a treia oară la tare! Bravo! Noi vă mulțumim din suflet pentru ceea ce faceți, pentru ceea ce sunteți, pentru că îi creșteți, pentru că îi creșteți oameni mari, frumoși, deștepți, inteligenți, corecți, pentru că efortul se vede absolut peste tot, peste hotare sau în țară. Copiii noștri sunt extraordinari și ne reprezintă la olimpiade internaționale, la concursuri,
grație pedagogice. Am spus și o mai repet, nu există copil foarte talentat fără un pedagog dedicat și talentat. Încă o dată vă mulțumim din suflet, vă dorim pace în familiile dumneavoastră, bunăstare și tot ce este mai bine în lume. La mulți ani, să ne trăiți! Mulțumim frumos, domnule primar! Mulțumim! Vă rog să rămâneți cu noi în sală, ca să vă fie mai confortați, vă rog aplauze, domnule primar. Eu mulțumim pentru acest mesaj, doamnă Caseli, domnul noi, noastră rămâneți aici, așadar am zis, nominalizarea Educatorul Anului! Dacă acești copii o să mă ajute să le înălăm, haideți să deschidem primul pictopul lui. Îl ajutați pe Maxim. Acesta este Maxim. Dați-i, vă rog, aplauzele lui Maxim. Locul 3. Natalia Gavriluc. Educator, grad didactic 2, grădinița Creșă, numărul 215. Vă rog să mergeți acolo, la urmă ca serie, vă rog să-i numați diploma, așa, copiii sirii vă rămânează. Iar uitați pe ce drăgălașul, cupa și florile. Vă mulțumim frumos, doamna. Vă mulțumim pe felicită. Plecați departe, o să avem nevoie de dumneavoastră. Locul 2. Azi avem cine bineți la plic. Locul 2 îl ocupă Alina Roman, grădinița Creșe 137. Valoarea premiului este de 20.000 lei. Aplauze, aplauze, aplauze! Și deținătoarea locului întâi primește diploma, cupa și florile. Felicitări, doamna Melnic! Da. Vă rog să treceți, o să vă invităm neapărat pentru un moment special. Copii, haideți acum să le batem din palme tuturor primilor laureați! Și haideți să le strigăm de trei ori, mulțumim! 3, 4, mulțumim! Încă o dată! Și încă o dată! Iar eu le mulțumesc din suflet copiilor de la grădinița Creșă numărul 215! Îi mulțumesc și lui Maxim pentru că a fost cu noi. Copilașii pleacă, dar dați-le aplauze. Da. Așa. Hai, repejor, repejor, repejor. Ia cei din scenă. Dați-le aplauze colegilor voștri mai mici, că ați fost și voi ca ei odată. Ieșim, 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 ieșim. Bravo, 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 bravo. O sărbătoare adevărată, dar prieteni, aduce cu sine flori, recunoștință, iar performanța trebuie neapărat apreciată. Următoarea nominalizare, Învățătorul Anului. Și aici am nevoie de ajutor, o să rog pe elevii
de la Liceul Teoretic Mihai Viteazul să vină aici, în scenă, dați-le aplauze, întâmpinați-i. Cine știe, poate și ei vor crește, vor deveni învățători și vor primi și ei asemenea trofei, asemenea diplome. Iată, Alexandrina o să ne ajute să tăiem plicurile, așa-i? Și doamna Cutaseviș, domnul Păvăloi, da, vă rog. Locul 3 în această nominalizare. Așa, îl deschidem. Este un moment emoționant. Locul 3 revine doamnei Tatiana Schidu, învățător grad didactic 2, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza. Valoarea premiului este de 10.000 de lei. Felicitări, doamna Schidu. Felicitări. Premiul 2. Premiul 2 revine astăzi doamnei Aliona Râbalco, Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim. Valoarea premiului este de 20.000 de lei. Alexandrina, te descurci? Bravo! Așteptăm să ne dai foița cu... Premiul întâi revine lui Vladimir Vohmeanin, Liceul Teoretic Koțiubinski. Valoarea premiului 30.000 de lei. Dați-i vă rog aplauze, domnul Păvăloi îmi șoptește că sunt vreo 5-6 deocamdată bărbați învățători în sectorul primar, așa, al municipiului. Dați-i aplauze, unuia dintre puținii bărbați. Poate apar mai mulți între timp. Felicitări! Mulțumim! Continuăm, doamnelor și domnilor. Următoarea nominalizare, profesorul anului. Profesorul anului. Mă ajută de asemenea elevii Liceului Teoretic Mihai Viteazu, pe care îi invit aici cu diplomele, cu florile și cu cupele. Vă rog frumos, copilași. Cu aplauzele noastre să-i aplaudăm cu avans pe cei care vor fi desemnați. Alexandrina, ai dus celelalte plicuri? Îți mulțumesc. Așa. Pentru început, să o luăm cu mențiunile. Mențiune. Da, te-ai descurcat. Important, s-o scoți de acolo. Te ajut eu? Este. Mențiune. Sorin Grajdar, profesor de istoria românilor și universală, grad didactic 2, gimnaziul Decebal. Valoarea premiului 5.000 de lei. Și încă o mențiune. Tatiana Țurcanu, Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate. Valoarea premiului 5.000 de lei. Aplauze pentru... La doamna Cutasevici, acolo premiile. Urmează locurile premiante. Locul 3. Un premiu în valoare de 10.000 de lei.
Maria Schițul, profesoară de istoria românilor și universală, grad didactic 1, liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza. O să rectificăm, este vorba despre doamna Chițul. Mă rog să-i dați aplauze. Premiul 2, un premiu valoare de 20.000 de lei, este decernat Ecaterinei Alexandru, liceul teoretic Constantin Negruții, grad didactic 1. Felicitările noastre! Felicitări! Și locul întâi în această categorie, la această nominalizare. Rodica Jăpălău, liceul teoretic Iulia Hașdeu, grad didactic întâi, un premiu în valoare de 30.000 de lei. Rodica, rămâneți aici până faceți o fotografie. Eu invit în scenă toți cei 11 laureați a acestor nominalizări. Toată lumea care a primit premii să urce în scenă pentru un moment festiv, pentru un moment de aducere aminte. Cu aplauzele noastre, stimați colegi! O fotografie ca amintire. Toți laureații acestei nominalizări, astăzi, la concursul municipal Pedagogul Anului 2023, merită aplauzele noastre, ei au fost cei mai buni. Iată-i, eroi acestei reprize festive, aplaudați-i, vă rugăm frumos. Nu uitați să zâmbiți, stimați pedagogi, sunt fotografii care vă imortalizează acest moment. Copilași, haideți cu toți împreună cu acei din scenă să îi le fluturăm din mâini câștigătorilor. Haideți să le spunem împreună mulți ani. 3, 4! Așa! Și să le cântăm mulți ani, trăiască! Corul cântă! Haideți să-i aplaudăm, să-i felicităm. Mulțumim frumos! Felicitări, stimați pedagogi! Vă rog să coborâți în sală. Iar noi, cei prezenți în sala Teatrului Verde, o să le mulțumim cu aplauze și unei părți considerabile a acestor elevi ai dumneavoastră care au rezistat razelor dogoritoare ale soarelui, dar care au venit cu toată dragostea să vă spună mulțumim. Dați-le, vă rog, aplauze, ei părăsesc scena acum.
Așa, până copiii vin în sală, să se bucure și ei de această zi. Noi vorbim atâta oară despre învățători, despre profesori, despre dascălii noștri. Pentru că ei sunt purtătorii și semănătorii de lumină. Datorită eforturilor dumnealor depuse, societatea noastră se transformă și devine mai frumoasă, mai educată, mai elevată. Iar copiii noștri ies din școli pregătiți nu doar pentru studii la instituții de învățământ superior, ci și pentru viața în care le cere să comită fapte pline de maturitate. Dați-le, vă rog, aplauze astăzi acelor cărora le datorăm aceste privilegii. Este ziua celor care ne iubesc asemeni părinților. Este ziua care ni se asociază cu parfumul florilor de toamnă, cu parfumul dumitrițelor și a crizantemelor. Este anotimpul lor, înseamnă că este anotimpul profesorilor! Onorată asistență, de ziua profesională a lucrătorului din învățământ, corala Vocile Primăverii, pe care vă rog să le aplaudați, de la Liceul Teoretic Ion Creangă, dirijor Mădălina Ganea, vă oferă în dar un cântec pe care îl știe mai multă lume, drag învățător, muzică Constantin Rusnac, versuri Gheorghe Vodă. Vocile Primăverii. Vocile Primăverii, ați văzut ce pezele dulci v-au lansat, dar dați-le aplauze mai furtunoase. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, continuăm. Urmează concursul municipal al diriginților de clasă. Diriginte, drag părinte! Și eu invit în scenă ajutorii mei, elevii de la Liceul Teoretic Mihai Viteazul. Vă rog frumos, copilași. Întâmpinați-i cu aplauze. Au o misiune foarte importantă astăzi. Ei sunt primii care pot citi pe diplome cine sunt laureații. Așadar,
concursul municipal al diriginților de clasă, diriginte Drag Părinte 2023. Pentru decernarea acestor premii, inclusiv, îl invităm în scenă pe domnul Ghenadi Donos, președintele Federației Sindicale a Educației Științe din Republica Moldova. Domnul Donos, vă așteptăm! Aveți cuvântul. Bună ziua! Dragi colegi, stimați părinți, dragi elevi, este o zi specială, este o zi deosebită. Eu sunt fericit să fiu și eu alături de dumneavoastră la această frumoasă activitate care vine să pună în valoare munca colegilor mei, pedagogilor. În persoana mea, Sindicatul Educației vă salută și întreg colectivul pedagogic în toată țara prin această breastă pe care o avem. Vă salută și vă doresc, sunteți cei mai buni, domnul Băvăloi are dreptate. Municipiul este așa, un colectiv de pedagogi special și are o povară cea mai grea, cred, pentru că sunteți, în primul rând, o armată cea mai mare de pedagogi din țară și sunteți și un etalon, de ce să nu o spun. Doar că noi, cei care suntem sindicaliști, sigur că e o misiune și noi mai specială și eu, fiind în fața noastră, vă dau așa o... Îmi iau un angajament că cei ce noi am pus acum în cale de a spări salariile pentru educație, să o ducem la bun sfârșit, vin acum de la prima rundă de negocieri la minister și să știți că mai multe răspunsuri la întrebările care le avem le-am primit, doar că va urma încă mai multe discuții, mai multe negocieri cu colegii de la minister, de la guvern, pentru că aceste majorări salariale care sunt absolut necesare, pentru că au plecat mai mulți copilași de aici, dar copilașii care sunt în spatele meu, cred că poate ar dori și ei să fie pedagogi, doar cu condiția că să aibă și ei pe viitor un salariu motivant ca să vină în școli. De aceea, asta este misiunea noastră. Eu vă felicit din tot sufletul, vă doresc succes, sănătate și cei ce ne-am pus în plan să realizăm împreună, doar împreună putem reuși. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule Donos, să rămâneți cu noi, să mânăm premiile mai departe. Deci, avem pentru început câteva mențiuni. Mențiune pentru doamna Viorica Iosop, Liceul Teoretic Mihail Berezovski. Grad didactic 1. Are o experiență de 15 ani. Premiul de 5.000 de lei. Aplauze pentru prima laureată. Mârza Svetlana, grad didactic 2, dreaptă primară, Liceul Teoretic Dragoș Vodă. Felicitări cu aplauzele noastre. Tatiana Diacon, grad didactic 1, treaptă liceală. De asemenea, un premiu de 5.000 de lei. Și ca un premiu, o mențiune pentru Galina Kotovitska, grad didactic 2, treaptă liceală, Liceul Teoretic Olimp. Iarăși un premiu de 5.000 de lei, felicitări! Așa. Doamnă Codovici, nu plecați departe, o să avem nevoie de dumneavoastră. Urmează premierea pentru cei mai buni dintre cei mai buni.
Atenție! La nominalizarea cea mai reușită prezentare. Premiul de 20.000 de lei este mânat Dianei Voloșin, Liceul Teoretic pentru Copii cu Deficiențe de Vedere, grad didactic 1. Treaptă liceală. Felicitările noastre! Hai, aduceți, vă rog, diploma și florile. Felicitări! Elevii au la fel de multe emoții ca și profesorii care urcă în scenă. Cea mai bună prezentare a temei de acasă? Daniela Tarsin, liceul cu profil real Mihai Marinciuc. Experiență de 6 ani, grad didactic 2, un premiu de 20.000 de lei. Felicitări! Felicitări! Un premiu de 20.000 de lei pentru cel mai creativ diriginte de clasă. Este vorba despre Nelea Talpalaru, Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu. Grad didactic 2. 41 de ani în calitate de pedagog, de stagiu de muncă, de activitate profesională. Felicitări, stimată doamnă! Încă un premiu de 20.000 de lei pentru cea mai originală lecție. El este mânat Irinei Gogolev, Liceul Antioh Cantemir. Are 21 de ani de experiență, dar grad didactic 2 și o să o felicităm cu aplauze. Fanii s-au adunat deja sub scenă. Ia uitați-vă! Ca să fii iubit, trebuie să iubești! Iată o confirmare în plus! Bravo, copilaș! V-ați făcut tema pentru acasă de astăzi. Cea mai reușită prezentare a raportului de creație. Un premiu de 20.000 de lei, care este mânat astăzi Alinei Nistrean, Instituția Privată Liceul Da Vinci, grad didactic 1. Felicitări! Felicitări!
premiile pentru nominalizarea dirigintele anului. Dreapta primară, un premiu de 25.000 de lei, revine doamnei Elena Harabara, grad didactic 2, Liceul Teoretic George Meriu. Mă așteptăm în scenă pe doamna Harabara, felicitări! Aduceți diploma, florile, cupa. Felicitările noastre! Aveți și exclamații de bravo de la colegi. La copii este unde aleargă sărmani? A, la profesoara lor aleargă. Bravo, copilași! Dați-le aplauze copiilor atenți care știu să-și prețuiască pedagogii. Cel mai bun diriginte sau dirigintele anului, treapta gimnazială. Premiul revine doamnei Ala Terlețcaia. Liceul Anton Cehov. Stagiu 18 ani, grad didactic superior, doctor în științe chimice, un premiu de 25.000 de lei. Felicitări! Și încă un premiu de 25.000 de lei. Treapta liceală, dirigintele anului, este declarat astăzi Angela Ojoc, Liceul Teoretic Gheorghe Asachi, cu un stagiu de muncă de 23 de ani, 20 dintre care este diriginte, grad didactic superior. Premiul îl mânează domnul Donos. Noi cu domnul Păvăloi îi aplaudăm. Doamna Ojoc, rămâneți în scenă, pentru că vreau să invit aici pe toți învingătorii acestei nominalizări. Toată lumea care a primit premii să vină în scenă cu aplauzele noastre. Vă rog să reveniți, Păi nu ne-a apucat ploaia. Cu mai mult zâmbet. Diriginte, drag părinte, iată câștigătorii acestui concurs. Scăldați-i în aplauze pe aceste frumoase și talentate doamne. O fotografie ca amintire acestei zile. Zâmbiți, vă rog! Iar noi îi salutăm cu mânuța! Vocile primăverii! Și vă declarăm, stimați pedagogi și cei din scenă și cei din sală, că vă iubim pentru simplul și frumosul fapt că sunteți cu noi și ne dați cunoștințe. Haideți să le cântăm mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Toată lumea!
aplauzele noastre. Vă mulțumim din suflet pentru că sunteți. Felicitări din toată inima. Și eu vroiam, adică să dau că doamna Magheta Sfântul, care trebuia să fie cu noi astăzi aici, vă transmite și ea un salut, pentru că, de fapt, dânsa trebuia să vă mâneze aceste diplome din partea echipei sindicale de la municipiul Chișinău. Vă mulțumim! Vă mulțumim din suflet! Felicitări! Vă rog să coborâți în sală, să urmăriți din sală continuarea acestui spectacol, domnul Donos. Vă mulțumim și dumneavoastră! Mulțumim, domnule Păvăloi! Dați-le, vă rog, aplauze și ajutorilor mei. Nu m-aș fi descurcat fără ajutor aici. Astăzi, toate florile sunt pentru iubiții profesori. Toate cuvintele de laudă sunt pentru ei. Toate aplauzele sunt pentru ei. Toate cântecele sunt pentru ei. Toate notele, de fapt, care se adună în muzică, în melodii, în creații muzicale, sunt pentru scumpii noștri dascăli. Aplauze pentru acest minunat coral. Vă rog frumos! Este o zi frumoasă, o zi plină de emoții, o zi în care vorbim nu atât sau nu doar despre profesori, despre învățământ, o zi în care vorbim despre noi, despre viitorul nostru, despre fazele, etapele de constituire ale noastre ca personalități. Astăzi, maturi fiind, nu mai punem la îndoială, de fapt, că anume între pereții școlii omul obține nu doar cunoștințe vaste și profunde, ci și lecții de omenie, lecții de iubire față de om, lecții de reciprocitate, de prietenie. Eu zic să ne trăiască toți învățătorii, numele cărora sunt scrise în sufletele fiecăruia dintre noi. Aplauze! Și aceste nume sunt scrise cu majuscule. Cu drag de voi care știți mai întâi de toate a iubi și a aduna lângă un cuvânt bun pe toți elevii dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, în continuare, închinare dascălilor acestui oraș, valsul O mie și una de nopți, de Johann Strauss, fiul, în scenă, orchestra de cameră în format simfonic al Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu. Dirijor Valeriu Patic, director Valeriu Luță. O să avem nevoie de o scurtă, mică pauză tehnică, pentru că orice instrument sună mai bine din scenă dacă există și o amplificare a sunetului. Iar și acești tineri artiști, instrumentiști pe care îi vedeți în față și cei din spate sunt elevii cuiva. Haideți să-i salutăm astăzi cu aplauze pe profesorii, celor care își văd în persoana copiilor prezenți în sală, în persoana acestor tineri artiști, își văd rodul muncilor. Aplauze pentru profesori!
Vocile primăverii, haideți să le facem cu mânuța încă o dată! Acest spectacol muzical, dragi pedagogi, este pentru dumneavoastră. E o zi frumoasă astăzi, o zi cu mult soare. Parcă special s-a ascuns soarele pentru ca să ne ofere posibilitatea să privim cu ochii larg deschiși la minunea care se întâmplă în scenă, să ne bucurăm de colegii dumneavoastră care au obținut premii bine meritate și să le spunem tuturor la mulți ani, să ne spunem nouă, unii altora, la mulți ani. Suntem gata? Da, vă rog.
orchestră de cameră în format simfonic al Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, dirijor Valeriu Patic, director Valeriu Luță. În spate, corala Vocile Primăverii. Dați-le, vă rog, aplauze și elevilor. Mai sunteți acolo? Ia ridicați mânuțele să vă vedem. Frumoși, talentați, dragi prieteni, stimați dascăli, stimați profesori, astăzi cele mai frumoase flori au înflorit pentru dumneavoastră. Astăzi primiți flori, primiți cadouri, premii, aveți parte de un recital al Orchestrei Naționale de Muzică Populară Lăutarii cu maestru Nicolae Vodgros în finalul acestei festivități. Iată, orchestra de la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu continuă, iar eu zic simplu, așa precum spunem în asemenea cazuri, glorie celor care au învățat copiii să citească și să scrie cuvântul mama, cuvântul pace. Glorie! Stimați dascăli și dumneavoastră, florile recunoștinței noastre, astăzi, cu acest prilej, întâmpinați-i pe elevii care vin să vă aducă flori. Flori cu prilejul acestei minunate sărbători, care nu este doar o sărbătoare a profesorilor, a elevilor, este o sărbătoare a tuturor, pentru că noi pornim în viață de la mama, de la tata, dar și de la dragii și scumpii noștri învățători. Un adus scris cu dor și vior, înduioșat ne privesc, din amintiri ne zâmbesc, înțelepți și dragi profesori. Am fost cu toții copii, nevinovați și slăbiți, ne adunau în inima lor.
recunoștinței noastre, continuă elevii să vă aducă florile în sală, iar eu vă reamintesc, în câteva minute, în scenă, îi așteptăm pe celebrii, pe extraordinarii lăutari, frunte cu maestru Nicolae Bondros, cu un recital de sărbătoare. S-au zis poeții, profesorii sunt divini. Au nins albe crizantene peste chipul lor cel drag. Și ne-ntoarcem iar din vreme să-i veșnicim veac. Dragi învățători, buni profesori, ninge toamna cu iubire numai pentru dragi învățători, sfinte sărbători, vă aducem azi în suflet cerul plin de flori. Ne chinăm de sănătate astăzi pentru voi. Au trecut neobservate toamnele de-atâtea ori, revenim cantătate lângă bunii profesori, să ne aducem mulțumire pentru visul împlinit și o stea de murire pentru somnul nedormit. Dragi învățători, bunii profesori, nici toamna cu iubire numai pentru voi. Dragi învățători, sfinte sărbători, vă aducem azi în suflet cerul plin de flori. Ne chinăm de sănătate astăzi pentru voi. Înfloresc ca niciodată azi cuvintele vers, clopoțelul ritmic bate fuga clipelor dimers. Răzvonim în cartea vieții anii cei de școală plini. Prea frumos au zis poeții, profesorii sunt divini. Dragi învățători, buni profesori, nici toamna cu iubire numai pentru voi. Dragi învățători, sfinte sărbători, vă aducem azi în suflet cerul plin de flori. Ne chinăm de sănătate astăzi pentru voi. Dragi învățători, buni profesori, minge toamna cu iubire numai pentru voi. Dragi învățători, sfinte sărbători, vă aducem azi în suflet cerul plin de flori. Ne chinăm de sănătate astăzi pentru voi. Felicitări din tot sufletul tuturor celor prezenți aici în sala Teatrului Verde la această festivitate, ziua profesională a lucrătorului din învățământ, din educație. Felicitări tuturor celor care contribuie zi de zi la educarea generației în creștere, care își sacrifică zilele, nopțile, sănătatea pentru ca să-i vadă pe elevi mari, deștepți la locurile lor.
mult mai bun. Școala dragă ne-a fost casă, de tot mi-amintim acum. Astăzi am plecat în lume, dar de școală ne-amintim. Și de învățătorii noștri pe care noi îi iubim, pe care noi îi iubim. Învățătorii mei învățători, doamnelor și domnilor, felicitările noastre ar fi poate incomplete dacă cu acest prilej, în special pentru dumneavoastră, nu și-ar fi lăsat toate treburile, înregistrările, turneele, acest minunat colectiv și-ar fi venit să vă spună la mulți ani prin cântec, prin ceea ce știu să facă mai bine. E și acesta un omagiu pe care bravii lăutari îl aduc profesorilor lor. Pentru că și ei au învățat la școală, la colegiu, la Academie de Muzică. Astăzi, pentru dumneavoastră, un recital de excepție al Orchestrei Naționale de Muzică Populară, Lăutarii! Director artistic și prim dirijor, maestrul Nicolae Bodgros, dirijorul orchestrei, Corneliu Bodgros. Urmează un program de muzică. Dați-vă rog aplauze maestrului! Urmează un program de muzică cu soliștii Mihaela Tabură, Nicolae Ciubotaru, Lilia Roșca și Ion Paladi. Lăutarii!